Străjerii Cetății și-au prezentat noua uniformă, o copie fidelă a ținutei garnizoanei cetății Deva din secolul al XV-lea, care este descrisă în documentele istorice ale vremii păstrate în muzee din Austria și Ungaria. Noul echipament a putut fi văzut sâmbătă 15 iulie, când garda cetății a defilat pentru turiștii localnici. Echipamentul unui străjer cântărește aproximativ 40 de kilograme, este confecționat în cea mai mare parte din metal și se compune din coif, scut, platoșă față, platoșă spate, spadă, blazoane și uniformă. Noua ținută a fost achiziționată printr-o finanțare nerambursabilă de 26.000 de lei. Străjerii cetății Deva nu sunt al primăriei, mai bine spus. Eu fac voluntar, fac acest lucru voluntar. Au solicitat pe legea 350 o finanțare pe care Consiliul Local a aprobat-o. Era necesar ca ei să fie dotați și îmbrăcați corespunzător. Aceste echipamente n-au fost făcute haotic, au fost studiate și reprezintă echipamentul străjerilor din trecut. Din garda cetății Deva fac parte 20 de voluntari, cu vârste cuprinse între 5 și 55 de ani. Da, este adevărat, în fiecare an, conform programului care se aprobă de cele două localități, Varpalota și Petroșani, aprobare dată de consiliile locale ale celor două localități, se organizează această microvacanță pentru elevii din Petroșani, pe bază de reciprocitate cu cei din Varpalota. Ai noștri, deci grupul nostru, deja se află în Varpalota, se simt bine, am luat legătura cu ei, este foarte frumos, lucru pe care dorim să îl facem și cu elevii din Varpalota, care sunt prezenți aici. Spuneați că se apropie 20 de ani de înfrățire dintre cele două comunități. N-am înțeles când? Da, sunt aproape 20. Anul următor, da, anul următor noi încercăm să facem chiar o ședință de Consiliul Local Comună la Varpalota și la Petroșani și vom aproba programul pe următorii ani în ceea ce privește înfrățirea celor două orașe. În afară de aceste acțiuni care implică copiii, mai sunt și alte parteneriate între cele două orașe înfrățite? Dar nu numai copii, este un program care se întocmește în fiecare an și care se aprobă de cele două consilii locale. Asta este numai un punct din programul respectiv. Sunt întâlniri în ceea ce privește școlile între ele și aici mă refer chiar la, din punct de vedere cultural, echipe de dansuri sau Priscina Cântărețu a dat un spectacol acolo, dân și vin aici, există pe toate planurile, deci nu vizează numai acest schimb de elevi, dintre grupuri de elevi. Încercăm acum să mergem și pe partea economică cu grupuri de investitori, cu grupuri de
patron, să le spun așa, administrator, care să meargă la dânsii și să vadă ce pot să lege, să înfiripe, dacă doriți, o legătură economică între cele două orașe. Chiar și noastră presa, din câte știu eu, urmează să mergeți acolo și dânsii să vină aici. Sunt primar în Petroșani, mă simt foarte bine și ce-am observat de ieri după masă și seara, că în acest oraș este o viață comunitară foarte mare, toată lumea iese afară, stau la o berică, la un suc și la noi acest lucru mai puțin se observă. Mai mult vorbesc de ziua de astăzi, fiindcă copiii, neavând munți în zona unde trăiesc ei, așteaptă cu nerăbdare să meargă în Retezat, să vadă munții. De asemenea, e foarte bine și la hotel, cazarea e bună, am mâncat foarte bine și ne simțim bine copiii. Sper că și zilele următoare așteaptă, bineînțeles, și Gioagiu ca să facă baie. Ștrandul este pentru ei un lucru pe care îi așteaptă. Începe Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Carpatica, ediția a 18-a. Evenimentul va debuta joi, 20 iulie, de la ora 18 la Deva, printr-o paradă a costumului, dansului și cântului popular, ce va porni din Piața Victoriei pe Bulevardul 1 decembrie 1918, Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul Decebal, Bulevardul Mihail Cogălnicianu, Bulevardul 22 decembrie și Piața Victoriei. Festivalul este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Deva și Consiliului Local Deva. În perioada 19-24 iulie, Festivalul Carpatica este de nou prezent în Municipiul Deva și în județul Hunedoara. Participă ansambluri folclorice din Cipru, Cehia, Polonia, bineînțeles și din județul nostru, din Deva. Joi va fi o paradă a costumelor și a dansului și cântecului popular, începând cu ora 18, iar de la ora 19 în fața Casei de Cultură a Centrului Cultural Drăgan Munteanu, un spectacol și festivitățile de deschidere oficiale. Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Folclor Carpatica reunește peste 350 de participanți. Pentru buna desfășurare a evenimentului, la data de 20 iulie, între orele 18 și 19, în municipiul Deva, traficul rutier va fi restricționat pe un singur sens de mers, pe traseul pe care se va desfășura parada.